Indian style. Arătăm capriu. Și cu puțină vodka și este foarte bine pentru un hiking sănătos. Opa, mă scuzați. Îmi place. Îmi place tot. E mai mic și arată porții. Mă treabă de zon, trebuie să știe dacă este compatibil. Ai! Skimatsu! Vin oameni și te întreabă Track ID. Nu mai te rog cu ăștia. Nu cred. E confuz. Da. Foarte tare. Sote. Zice că e ceva la urechi, dar nu prea știu ceva. Mai dai o șansă. Dă-i o șansă. Frumos copacul ăsta. De la mine, Maxim. Care ăla? Uh-huh. Chiar este frumos. Singurel, așa? Am mai văzut. Mă rog, cred că e mișto din unghiul ăsta. Am mai văzut copaci de ăștia. Mă rog, din toate. Pe mai multe locuri, așa, câte un singur. Oare de ce? Care-i povestea lui? Singurul ăsta și rămas. Îmi place. Îmi place cum se vede un braș cu... Da, ce-l faci eu pe vapor? Mănâncă? Cred că e... Întrețin relax. Bine. Sunt ca Nie cu Bianca. Se pare că în viață... Mâncare? Muzică? Niște hedoniști. Poți să iau un cadru cu obrăjorită strălucitoare? Da. Ias. Superb, nu? Te binecuvântează. Mă place. Și vorbița este tot îmi zice ceva la ureche, dar nu știu ce. Mă vrăjește. Știi unde mergem noi acum? Acolo. Jos acolo? Mhm. Facem bumbă. Se pare că sunt oameni care se îmboiază, dacă văd bine. Îi vezi pe plăjica aia acolo? Uite, mișcă. Mișcă, Simo. Fix unde e turcoazul la unde bate acum soarele. Da, acolo vreau să ajungem. Ia uite, par de spuiați. Acolo vom ajunge. Acolo vom ajunge. E foarte frumos, cum se întâmplă. Ne dăm piersuri. Acolo? Muric. Tu n-ai avut? Nu. Muric? Muric am avut, că da. Gata zice aici. Nu, muric. Bună ziua. Bună ziua. Imortalizare. Discuții. Pentru veșnicie. Discuții. Discuții. Îmi bucur. Că sunt aici. Ciocănim? În sensul că? Ciocănim spre... Da, lejer. Ce mișto că am văzut acum de sus panorama. Și mergem acolo. Ne vom picioare în apa aia. Da. Ce? Nu, acum 10 ani a băgat o zăpadă. Dar cred că aia a fost ultima. Sau poate prin împrejurim, prin Provence, dar aici, în Marseille, nu. Și veni maică. Să dă la noi gram, ți-am zis. Vrea să ne arunce la o trântă. Peste stâncă. Hai, Froșero! Ce? Hai, Froșero! Ce zici aici? V-am născut calorii carpați. Un candel e bien connu des amateurs de scalade. La face nord, toujours à l'ombre. La ne vertical souligne les extases d'un grand cassure qui sépare le grand candel de son homologue candelon. Un tel cassure, pe lume de Neandertal sunt stălți în limigii. Adică la mijloc? Da, la mijloceu. Te fascinează cele 11.000 de straturi ale Pământului? Dacă mă gândesc la ele, da. Ai, e drept, nu prea ne gândim la ele. Nu este mai Roman Empire. Adevărat. Dar dacă mă gândesc așa și mă gândesc că este super hot acolo la mijloc, da, este un pic. Cum ți-am zis, de mare. De mare, da. E super scris. Da, tot marea e mai
mai mare. Mai frumoasă sau ce mai... Nu, voiam să am referința la care iubește mai mare. Ah. Anume ești altă dată. Mi se pare că mai mare e mai interesantă, că și poți să explorezi mai mult decât centrul pământului unde e Mausapana, da. În Japon. Da, adevărat. Haideți. Se vede vântul. În curmucii. Îți dau mâneca. Ce confort era când mi-e suflam în mâneca. Puteam să am șervet, puteam să am batistă. Nu mulțumesc. Trebuie să scoți când ai la îndemână. Ăla era exemplul perfect pentru la îndemână. Wow. Ți-am povestit că a venit tati în vizită, ne făcea Marius o poză. Și a venit o rafale de aia super hardcore de vânt. Și mi-a luat șapca, dar a dus-o la mama dracu, gen. Zici că mi-au subt-o extraterestri, nu... Se tot ducea în sus, așa. Și? Și-a rămas fără și cuțea. A, chiar nu s-a mai recuperat-o? Nu, abia ce mi-o dăruise Evricu de pe Dublin. Era frumoasă? Scria Irlanda. Ireland. Îmi plac așa șerpile astea care sunt, nu neapărat penale, dar care nu le-ai purtat. Care nu le-ai purtat în mod obișnuit. Nu e penală până la capăt, dar... Da, și după aia tu purtându-le le faci... Le mai puțin penale. Un secund. Si, signor. Corona especiales. Yeah, yeah, yeah. Si, signor. On a fait song. Yeah, yeah, yeah. Ah, la festa. Nu pica, te rog. Te rog frumos. Mă, tu vrei în tabăra lui Cezare Mișcu. Cum ar fi să mergem? Noi? Da. Cineva nu mai este liber de acolo. Ieșim cu o singură misiune, să naștem în sufragerie. Azi că a născut toți copiii în sufragerie, că a ajutat pe asta să nască. Da. El, nu? Da, și cărea ca un soldat. Ce-ai seama câtă predispoziție la infecții și la mor, brat? Nu zic acum, că s-a mai făcut asta cu atâta timp, dar posibil că o furtă așa cu zilnică, știi că ești la față de spital și da. Nu mai știu acasă. Nu. Lor să le pleacă. Copiii să fie sănătoși. Și îmi place să judecăm absolutamente orice și după aia lor să le pleacă. Lor să le fie bine. Caracterizarea personajelor și povestim. Suntem un fel de cunoștă. Știi? Da. Mai zi referința asta, că tu ești cu cartea în această relație. O să mai... recomand. Aș putea să recomand ceva pentru toți privitorii. David Foster Wallace. Ia zisim. Cu camera pe tine. Da. Cu camera pe umbrele noastre. Pe umbrele noastre. Ia uite ce umbre frumoase. Să ne simt în siguranță. Așa. Da. David Foster Wallace. Da. Foarte... foarte interesant. Care mai să înceapă cu ceva mai light, așa cum ar fi. Dar ești tu un nivel unu. This is water. E cel mai simplu. Sau toate nivelurile, pe cine știu. This is water, cea mai simplă și Infinite Jest ar fi cea mai complicată. Pe care eu încă nu am apucat, că am citit o altă patru de la el. Și mi-a plăcut și mi se pare că e ceva ce-ar trebui să citească orice. De ce nu mi-ai zis de ea? Ți-am zis. Mi-ai zis? Da, să încep în discuția cu oricum de video, că ți-am zis. Chiar mi-i amintesc. Și... ce să mă recomand? Mi-a recomand și următoarele în zile. Bine. Bine. Cu țărâta. Nu vreau să-i speriem. Când dădea mama aia la ghiște un pic, așa, nu cu... lună largă. Îi dădea... Orz. Amestecătură, da. Și la roațele dădea chestia aia de pe lac, nu? Linte, care se lintiță, care se strângea aia verde și amestecată cu mălai. Nu, cu... aveam lac la tarata, la... Dar ceva verdeață, cu ceva verdeață amestecat, nu? Da, și cu ceva verdeață. Mm-hmm. Cum se zicea, ceva... Roscoț, nu. Are de porci. Poate, roscoț. Vine acum, da. Uite că s-a făcut cald. Mare frumusețe.
chiar că. Știi cum mai devreme era super ceață și nicio rază? Toate razele sunt acum. Să ne dea Dumnezeu sănătate. Și genunchi. Și minte. Ca atâția oameni s-au dezvinat în lumea asta. Chiar că. Așa să ajungem ce mai simul. Ne mai trebuie o fată. Căutăm. Vrem să depunem. Casting. Avem așa. Mai am și eu două, trei. Mai am și tu două, trei. Mai am, dar... Casting. Nu se face pe nepotism nimic. Nepo babies. Am și noi de acolo de la numai de mult, dar... E cald. E drăgea? Nu, mai dezbrac. Tot îți transpir. Te asum, ești asumată? Transpirată și asumată. Nu, transpirată, dar asumată. Deci, fii atentă. Regruparea și organizarea. Eu am văzut că de aici se fac două drumuri. Una dreapta care e înspre jos și una în sus care e înspre sus. Păi, îți propun asta jos și după aceea puteți face și sus. Prefer asta, da. Vreau să mergem cu josul sau cu susul? Mergem cu josul. Știi tu gluma să mergi cu pe jos? Da. Cu ce vine până aici? Cu pe josul? Vă zurăm de sus, băgăm jos să vedem și baza. Băgăm și la și mijloc. Și vedem când ieșim cum e. Două mari și unul mijlociu. Am uitat să zic să mai trimiți, oare mai găsesc cu tal? O găsesc eu, că o găsesc știi cum? Îmi place foarte mult. Am încredere în detectivă. Oare să mai închid asta un pic să mă asigur că am baterie, să mai filmez și josul? Da. Cred că avem un pic de material. Nu-i rău până acum. Nu, chiar cred că poți să-l lași așa. Nu e rău deloc. Aproape până editat. Faza e că vreau să filmez mai multe scheme pe care le facem și gătitul și ce mai facem noi, da? Și să pun de un vlog cu toate. Bun. Bun, așa de vreo vlog cu prietena mea. Cred că bate mora. Deci, ca aici, ca leac de sujitor. Da, nu, de asta stai așa. Deci la de sus, nu mai facem, că la e colul Ricard. Ah, e altceva. Care mai e oră 40. Oră 40. Putem să căutăm o poză pe... Nu știu dacă ne place prea mult, după mai școală. Hai, vedem. Hai că vedem, știi ce? Exploration, doar la exploradora. Ne lăsăm inspirate, vorba. Vorba de mine. Inspirate și... Oare să... Mai ai asta? Ce? Da. E aici? Da, s-a dus la fund. Oh. Deci de rozmarin, nu? Da, pe lung. Hai la întoarcere. Hai, uite. Uite pe Alex Pitman. Asta a fost zic, jur, cum am Contează așa de tare. Să se setire, apoi se consolide. Eu știu cine știu că a zis asta? Corina Bud? Da? Nu știu de Skepta, eu știu de Corina Bud. Uite încă o mizițică de asta. O ce? O midă. O ce? O midă! A, scuze. E sură de la vânt că m-a... O carpă! M-a scăpiat un pic. Vrei să-ți rup să acum ca să nu mai vreau pasez? Nu, e greu. Mulțumesc. Mă simt și eu unghiile că nu-i stăiate foarte bine pozurile. Am văzut că există specialistul podolog care îți stai unghiile cum trebuie să nu-ți mai crească colțurile ampulea. Păi ce cam trebuie să ți le tai? Podolog? Ce părere despre aceasta? Îmi întreb pe cineva cu știu, podolog. Podologist? Nici nu ți-am aminte a razna, înțelegi. E un căcat la care roiesc musculițe. Simo, trebuie să surprindem realitatea. Hai, iau-o în față. Iau-o în față să te filmezi. De la spate. Că pentru asta muncești. Mamă, deci chiar... Chiar ajungem la plajă, păi știi. Eu, da. Eu încă n-am mai fost așa... Sceptică. Da, că n-am vrut să fiu prea entuziasmată ca apoi să fiu dezamăgită. Da, fii entuziasmată. Păi și după aia ce fac? Păi și ieșim de aici dacă nu e drumul bun și găsim drumul bun. Până n-atingem apa, nu plecăm acasă. Ne facem curte aici. Știi că poți să faci și... Cum se numește? Ah, fix, nu văd să încăs oameni. Lol. Da, am zis. Cum se numește? Se numește... Alpinism. Alpinism. Îmi place. Și mie. Mi se pare... Dar mi-ar fi frică. Mi se pare super hot. Hop. Mersi beaucoup, c'est gentil. Oameni de omenie, mă. Da.
toate drumurile sunt frumoase. Și de 1000 sigur sunt 1000 în pachetele alea. Sigur 1000 sunt în pachetele alea, că e plin de ele pe jos. Da. În pachetările alea cu nămol. Și oare este bine că se întâmplă asta sau este rău că sunt cumva invazive? Păi cred că sunt atât de, da, invazive. Te știi cu... Cred că au și predatori. Au vulturi, de-astea pățări, nu mă gândesc. Nu știu că vulturi pe tine. Bagă vulturul, panorama de-asta. Stau ca vulturi. Rupe stâncă. Ia uite, vezi să nu calci în ele. Nu am vis? Mai știi, sunt moarte sau sunt gangbang? Unele vii, unele moarte. Știi că am dat și eu peste niște astea în parc săptămâna trecută? Da, erau The Human Centipede. Păi uite. Dar oare ce fac în momentul ăsta? Gangbang? Putem să căutăm pe Google și pe mine m-ar interesa ce dracu fac. Oare se ajută să-și găsească drumul gen? Nu, eu mă gândesc fix că fac ceva de reproducere, ca altfel de alte idei. Păi și așa toată odată. Păi da, tu crezi că e de Doamnă, de suntem la televizor. Nu, cred că la animale nu există. Nu e rușine. Monogamie? Monogamie. Chiar să căutăm acasă, să vedem. Când m-am mutat în Franța, făceam exerciții în oglindă ca să salut la împărat pâine. Și tot ziceam una după alta. Bonjour, bonjour. Cristina Ivan, stai. Păi mi-era greu, nu mi-e așa natural, îți dai seama. Aha, da, da, bonjour. Ui, ui. Mai, uite, Simon, e pică în cap. Se sparge, să se spargă odaia fix în capul nostru, să fim pline de omis. Vai, de, dacă se întâmplă chestia asta, tai în capul, te rog. Dacă îmi pică o plângă asta cu omis. Ne mai filmăm și pe noi un pic? Ne mai filmăm și pe noi un pic? Să mai vadă oamenii la față, mă încurg un pic, muci. Păi ai filmat când ai întors camera fix, când îmi trăgeam muci. Tăiem la montaj. Bun. Să mă odihnesc un pic. Odihnește-te. Odihnește-te. Tu știi ce bine este, sprijină-te un pic, Didi. La o miză acolo. Foarte bine. Doamne, ține din ce în ce mai albastrul. Albastru opi. Turquoise turbation. Nu știu ce este culoare. Dar cred că are legătură cu adâncimea apei, de se văd așa nuanțe, eu cred că așa. Alge? Stai! Ia. Yeah. Nu știu, mai bine căutăm decât dă-ți doctoratul. Eu zic că cu adâncimea, deși are sens dacă pune acolo albastru, după aia turcoaz, după aia era albastru. Păi da, asta zic, cumva cred că e și poate ce alge. Bine. Bine, bine. E bine, foarte bine. Se lipesc banii de mine. Ai grijă că sunt mai bagaboante. Păi, să pic pe vlog ca să facem... Să facem views. Și pun clickbait. Priet, n-o să credeți ce s-a întâmplat. Prietena mea și-a rupt gâtul. Ah! Prietena mea nu-ți sparge nimica. Stai că până la prietena mea mi sparg eu. Asta, Diana, la asta mă gândeam acum, ajut. Fix îmi reglam în cap. No pressure, dar așa când simți tu. E vampir și arată colții. Mă întreabă de Zodi, vrea să știe. Stai că am uitat. E vampir dubla și doi. Arată colții. Mă întreabă de Zodi, vrea să știe dacă suntem compatibili când ne f*** sub lumina lunii de la chita tremurata când îmi dă peste cap ochii fata și arată colții. Mă întreabă de Zodi. Bonjour. Bonjour. Mă întreabă de Zodi, vrea să știe. A cântat bine? Foarte bine. Chiar la piesa asta mă gândeam. Recomand, pe lângă acea carte super interesantă și de oameni culți, mai recomand și această piesă trap. Ești multifacetată. Trebuie să strănești toate laturile din tine. Și demoni și îngeri. Dar mie așa mi se pare normal. Păi și mie. Ce dracu e doar pe o linie? O linie așa? Fără, cum se zice, spikes? Bine, adică trebuie să-ți... Dai acolo de mâncare și la lucrurile rele, că după aia devine fometate și nașpa. Prea frumos. Prea călața. Ca să fie adevărat. Sărim de aici? Da, să ajungem mai repede. Ah, pe și acolo jos cum? Stai că nu mai înțeleg nimic.
Hai, unde sunt oamenii? Îi vezi? Poate pe aici. Hai, cred că e ok. Doamne, deci nu se compară. Am zis compară? Da. Nu se compară, bă, cu celălalt traseu. Păi, na. 15 minute în plus, dar măcar... Nu, cred că e mai mult. Mai mult, că am făcut și sus și jos. E mai greu decât cealaltă? Da. Și parcă ne-a trecut așa, până toate anotimpurile. Până toate stările, până toate reliefurile. Acolo pur și simplu mergeai, ok, un viu drăguț, n-aveai acces la el. Și nu-i urât. Avem acces la plaja noastră? Oh, cred că o să mai fie 2-3 oameni. Vrei să mai filmăm pe cineva? Nu, sigur, sigur, ok. A, uite acolo. Da? Atingem? Ajungem? Da. Țărânci, așteptăm să zică ei. Țărânci! Mai zic și eu, mai zic și ei, acum Ana. Care-i regula? Cine salută primul când te întâlnești pe munte? Și de unde a pornit această regulă? Este ideea că ți-e frică că pățești ceva și atunci te împrejurești cu oamenii ca să... Și aia, ce lanț drăguț are acest tânăr. Și aia, da, cred că e și așa simpatic când te regăsești tu pe munte, om pe munte, pe aici, Simon, sau pe aici? Tu și alt om pe munte. Nu-i frumos să vă zice salut? Că e ca și cum sunteți ultimii oameni rămași pe pământ. Deci stai așa. A? Merg bine? Sunt oamenii acolo. Da. Jos, cum ajungi? Cred că pe acolo. Pe aici. De bun. Am zis, poate sunt eu? Da. Hai. Cred că dacă nu facem, putem să facem întoarce. Ajut? Opa. Opa, așa. E vampir și arată colții. Mă întreabă de ce e liber să știe dacă sunt în pompa cu el în pune. Vreau să lasem lumea în comentarii. Da. Care este... Leagă și retul, că nu vreau să cazi în bot. Da, să leg. Care este artistul lor trapper preferat? Nu, care cred că este cea mai căcat zodie. Ah. Vrem să știm. Eu nu cred că există așa ceva. Că o să zică cel mai probabil omul ăla pe care l-a fi cu lor rău. Da, asta nu înseamnă că toate zodiile alea sunt așa. Dar așa, vrem să auzim de-astea, nașpa, despre zodii. Vai, ce frumos e. Uite-le pe peschi. Uite ce frumos au crescut copacii pe stâncă. Nu, că eu nu mai pot, pur și simplu. Tu vezi ce zic? Da. Ăștia aici. E rău de la atâta frumos. Ăștia aici și cum zboară pe scărușul ăsta, ca și cum nu e de ajuns să frumusețe. Parcă îi place că e văzut. Place unde te-am adus? Ne mai trebuie o pungă de perițe viva. Și avem tot ce ne trebuie. Frumos, ce clară e. Putem să coborăm pe aici? Da, un pic mai interior, dar uite, mai pot cu așa. Da, bagă-s. Ce? Camera? Băga-mea! L-ai rupt? Trebuie să te duci pe curbi. M-am dat cu genunchiul de stâncă. Hai că l-ai dar să nu-mi presiune pe el, mai nașpa. Doare? Da. Stai jos. Au. Pare nu-mi trebuia asta la genunchi. Păi mei. Știu, de-aia ți-am zis să te folosești. Jogardiți. De ambele mâini. Pe unde e ochii să mai cobor pe aici? Uite pe aici. Iată după mine și... Uite, sprijine aici. Da. Eu zic să te sprijine acum și tu zici da. Și după alt traseu. Vezi că nu ți-ai legat și retul. Nu e și retul tău, lol. Am crezut că e și retul tău ăsta, uite-te. Uite-te despre ce vorbesc, te rog. Da, la mă. Asta. Vrei să-ți filmez Salvia Oficinalis? Da. Vezi că eu știu de numerile la tine, la... la tot? Așa. Hai. Când am editat vlogul celălalt, da. Am căutat de numerile la tine. Am văzut, da. Și am pus edit, gen...
Și am pus cu semnul întrebării și am scris might be, ca și cum eu nu am căutat pe Google ca să Google Images, ca să văd exact ce este. Așa am făcut. Țapă. Mamă, cum e, sunt nici astea. Și aici am adus te întorci. Hai. Îți ieși mie camera? Da, imediat și mă tot duc. Poți să mă filmezi un pic dacă... Da, vreau. Cum? Îți dorești? Pornește? E pornită? E pornită. E pornită? Cum coboara mea, hai. Cu genunchi bulit. Da, dar uite unde ai ajuns. Merită. Unde eram? Foarte rău. Sus. Mai sus de atâta, doar că e obstrucționat de ăsta. Doamne ferește. E special că sunt cu tine, dar se simte ca și cum poți să vin oricând. Nu-i rece rău, nu? Ți-am văzut așa cu ceva. Efectiv, simți cum îți pică. Să mă bag și eu. Da, haide. E refreshing așa un pic. Așa e? Da. Hai și tu. E cu pe ăsta consul lumea. Nu mai vorbeai. E rece rău. E rece rău, dar... Mâna nu se simți așa. Da, ți-am mărțit picioarele, dar eu simt, e plăcută. Du-te mai pe stânga, să te vezi. Da, e ca un drăguță să mă iau. Și marchează tripul nostru. Da. Aș putea să-mi iau și una, nu? Da. Din fiecare trip împreună. Împreună. Am un cartier. Nu, mai simt. Mă doare, ia. Mă doare picioarele. Nu mai pot. Gata, tăiați. Știți mă cum se simte la tot corpul? Păi că... La băile astea rești și tot atât că tot trebuie mici că nu poți să stai numai acolo, știi? Da. Uite și cu toate astea timpuri să faci au rugăcinile... Mamă. Dezvelite. Dezvelite. Ai văzut asta, ce nu mă ridică. Ce are asta? E frumoasă rău. Mă, și asta îmi place. Astea două. Da. Îmi plac, le iau. Am voie să le iau. Da. Una mob, ia. Ia. Moartea ta. Proșero. Proșero, proșer. Mai uite cum e asta, nu există. Ești operată. Două culori. Eu vreau ceva, zic eu, cu stile astea. Da, îmi plac rău astea. Bine să fac, măcar acum cu pietre pe aeroport. Cu avion. Măcar. Ce să faci? Poți să dau un loc de suveniruri la oameni cu o piatră. Da. Unei convine să limbă. Piatra. Ia uite și pe asta. Zici că e marbă. Ia. E scurt. Opa. Mă țin în două degete aici, de-aia nu mai pot. Bine, tu intrai până la urmă. Așa-i? Că de parcă... Să facă ceva... Mă rog, cred că se știa de mult că... Statul în apă rece, așa super rece, gheață. E de 15 ori mai tare decât consumatul de cocaină. Da? Da. Ador. Ale... Asta nu vreau. De una apă. De una apă. Bine, am mers rău, foarte frumos. Asta nu vreau. Arunc-o. Facem din clanter, simbă. La pietre. Trebuie să le prezint și la camera. Câte și prezintele. Dar nici nu ne vedem, că nu înțeleg nimic. Adu-o încoace, nu aduci încoace. Am pus pe tine, că n-am vrut să mă duc eu până acolo. Te-am pus la mâncă. Nu, bine. Acestea sunt pietricelele mele, oare se văd bine? Da, foarte bine. Care este cea mai frumoasă? Vrem să știm. Asta în nouă culori, oare? Da, așa că îmi place. Și
Da, că e cu... Ți-ți plac astea cu găuri, văd, mâncate. Și mie îmi place asta rău. Îmi plac astea mâncate, că parcă sunt puiuți. Da, textura. Și ca niște defecte pe care le umple cu ceva superb. Ce mi-ai dat aici? Ca la... O găurică! O măsea! Ca la... Ce zici că e o măsea? Cum am zis că se numește arta asiatică? De... Kintsugi. Bun. Vom păstra. Stai. Stai așa. O voi păstra pasta. O voi păstra. O voi păstra asta că e în două culori. Și îmi place. Are poezia ei. Îmi place și asta că este nu prea ești convinsă. Îmi place asta. Da. Îmi place și asta. Astea am două, la... care e mai frumoasă? Așa îmi seama numele. Aia cu dungă? Asta cu dungă. Așa e, nu îmi dau seama. O mai lăsăm, este on the side. E în semifinale. Asta îmi place iar. Da. Sau? On the side. Asta nu e, dacă nu e udă, nu e așa frumoasă. Toate dacă nu sunt udă, nu sunt așa frumoase. Asta e faină. Și asta îmi place. Și asta îmi place, dar o mai am pasta, dar totuși nu sunt la fel. Ah, începe să devine greu. E foarte greu de clatărul. Alea roz nu seamănă mult între ele. Prea mult. Păstrează unde îți place mult forma. Asta. Nu, asta. Asta le arunc. Și asta o arunc și le mai păstrez. Da, unde le pui acasă? Este o întrebare foarte bună. În baie, cel mai probabil. Mai am scuici și o să fac acolo. Gata. Froșeră, froșeră. Vrei să faci și tu de clatare? Să le vedem și pe alea. Poate le filmez ca să-mi rămână în această formulă imaterială. Și după aia le arunci pe toate. Și de clatare toate! Diversul minimalistă! Sunt foarte frumoase. Da. Ia, aruncă cu asta în apă, vrei? Și asta. Didi. Da. Mai aruncă. Lăpește, puște. Glumesc, nu se face așa ceva. Îmi plăcea să știu să-ți fac de-aia, să iau doar... Uite câți oameni aici în Thailanda. La resort. Lasă-le aici, că tot nu aruncă în apă și rămânem fără pietre aici. De când am venit noi? Păi am fost transitări. Nu era nimeni. Nu se vede încă. Mi se, păi asta o filmam, mi se pare foarte curajoasă. E, știi că vorbeam despre ceva ce n-ai face, se pare mișto că ce curajos e ăla, dar pentru el, că probabil o face de mult timp și e fărit, mare curaj și pentru ea. Eu cred că este. Dacă vorbești cu ea un pic ca și povestești ceva din ce faci tu, găsești și ea curajos ce faci tu. Înțelegi ce zic? Ce? Focaccia? Nu, mie chiar mi se pare că trebuie și cred că și ea se gândește, mă bag, nu mă bag, are gândurile alea. Se gândește, n-ai văzut ce croit a venit? Că călită, mă, ăștia de mici fac asta, de când era copil, voi acum să-și putea să-și putea. Îmi cu pielea pe ei. Uite, mie, o pielea tăbăcită. Ce, părere loc? Câte stele? Care stai în două. Care maximă? Cinci. Ce stelețe? Stelețe. Am venit noi de sus. Am venit. Am venit noi din oraș. Din pat. Am venit noi de la Videle și Caracal. Efectiv, uite unde am ajuns. Ia uite ce departe. Mi-e fric la buci. Păi îmbracă-te. Mă îmbrac. Da, am o cameră. Nici mă îmbrace mai. Ți-am zis de... De cine, de ce? Măi, deci acel porumbel? Porumbel! Ai zis porumbel! Nu le-am... Dar eu n-am făcut frunze pe păsări, am făcut frunze ciuperci, scuze. Un chelcășon e el, ceva. Un chelcășon, da. Mamă, e mai bine, da? Dar parcă acum că mi-am luat și păsările sunt că mă dor așa de dezmorțesc. Cum se numesc ăștia cu păsările? Oenologi? Nu, aia cu vinuri. Cum ai zis? Ornitologi! Bă, da, ornitologi. Păi am zis oenologi? Oenologi. Vezi că în râs de o prietenă ta că zice porumbe la pescăruș? Zici oenologi la ornitologi. Uite-l, vină cu a! Trece aici!
Vino cu așa-mi zis. Trece acasă. Da, ce frumos e. Cred că îmi place că știi că e admirat. Vagabondul. Ce ture face? A făcut aceeași tură. A rezistat? Nu, iată. Stinge vagabond, vagabond, așa nu vreau. Cum era la TikTok-ul ăla cu... Cea mai frumoase umede și acum nu mai îmi plac așa tare. E drept că... Nu mai au niciun vas. Erau superbe umede. Erau superbe umede. Ce era cu facă? Nu mai erau astea, așa-s pietre normale, basic. Cred că aici le este locul. Da, e adevărat. Nu mai dau la oameni pietre. Primiți să pun și mâncare, pare rău. Nu mai primiți nimica. Și sare cu albăstrele. Aia e pentru mine, Dia. Mai zice. Poze. Păi știi ce? Primesc poze cu tine. Dacă postez. Știi ce? Îmi ziceți mersi. Ce mândrezi de noi că le-am rămas salariul. Mă, ne întoarcem acasă doar cu amintiri și experiențe. Nimic material. Hai că ne pișăm la întors. Da. Nu cred că mai facem ăla pe Pompidou acolo. Pompidou. Pompidou, ne-a spus voi. Păi după... Și dacă l-am face, după ce ai văzut asta... O să fiu așa, gen. Ce dracu' da, nu o să rămân cu mine. D'accord. Ce vreți să-mi fac așa și o foame de aia de sărat de ceva savory? De ce scorbură aici? Păi că mi-e greu să mă duc. Acolo dormim dacă... Dacă vine ceva. De noaptea. Una peste alta, așa, ne încălzim ca pinguinii. Mai avem două batoane. Apă. Apă n-am... Dacă n-am plecat în trip, o guriță de apă n-am băut. Și m-am pus de două ori. Ne baricadăm cu pietre să nu bată vântul. Da. Hai că plan... nu suntem proaste. E un plan foarte bun. Avem suntem proaste. Avem rozmarin. Ronțăim la ăla. Solomon. Solomon la Ibița. În fața mea încălzată. Deci îmi plac de mor. Nu am noaptea, deci mai frumos și mai confortabil. Nu am avut. Am avut în viața mea. Light with mask. Prăjiturică facem. Ajuți-mă. Ce zi? Ce zi, Simo? Facem prăjitură cu aluat fraged și cu căpșuni. Să o mâncăm cu înghețată de busuioc și mascarpone. Opa. Și acum am tăiat căpșunile și le-am pus cu zahăr brun. Vocea de... Ce? Îți schimb vocea când povestești așa. Eu? Da. Da. Am și eu mai multe personalități și... Lăsăm la foc mic. Foarte puțin. Și le pun și vanilie și după aia la final, după ce două, le lăsăm 4-5 minute. Le lăsăm 4-5 minute. După ce am început să fiarbă, o să vreau să și zeamă oricum. Și la final le adăugăm amidon, două linguri ca să îngroșăm. Așa facem. Da. Ok, bun, să hai să băgăm și testa. Să vedem cum vorbăm. Miroase bine. Nu m-a lăsat sufletul să iau o păstaie, dar... Cât să pun? Pun un putut, dacă vrei. Nu știu. E puternic. Asta vreau să zic că nu vreau. E esență tare românească. Nu cred că românească. Ce frumos le tăiești. Dacă le tăiam eu. Cum le tăiești? Vai de morțișorilor. Una lungă, una scurtă. Una pe rotund, una pe colț. Uite că deja zahărul începe să se... caramelizeze. Bun, și acum o să avem treabă, o să ai tu treabă. Eu am treabă. Tu cu termomixul să faceți salatul. Eu zic ordinea și salut și-o de-astea. Uite ce mi-a rămas panarama asta pe mână, deși m-am spălat. Da. E bun. Toxic. Mă filmez începutul de buric. A fost rămână rucă astea, chiar să mune. Da. Să redăm sănătate la România. Și da. Mi-a făcut magazinul la oameni, mi-a să cumpăr toate legumele. Da. Dacă mă duceai acolo la început de săptămână, cred că nu mai am legume de țineam. Miros. A framboaz. La Cardi B. Deci fac câte un picuț. E, da, o stare. Injecții pentru vlog. Injectori. Injector de busuioc.
Cred că e ok dacă sunt cu mede. Am început numele astea. Ha, fac parfum din cervețele. Da, suntem pe... Pe cântar? Da. Yes. Opa! Avem mai mult chiar. Dar nu înțeleg. Cred că doar la pasul ăsta zice puțin. Ce? Când amesteci cu zahăr și mai încolo mai adaugi. Asta e toată calitatea. Păi și înghețată de busuioc cu doar atâtica? Vezi că asta e pupună pe toată căsciula mie. Și tu știi mai bine că robotul ăsta firea la cu capul lui. 30 de grame, zicea, scuze. No. Și eu am pus 40. E bine. Da, next? Da. Să se blenduiască bine. Dumnezeu mi-a dat... Bun. Și... trebuie să o opresc pe Roxy. Piața asta pe care o... Deci la cât trebuie să dau asta? Acum, trebuie să mă uit iară pe rețetuță. Că nu, era puțin, 10 secunde. Cât preluzi am făcut cu aia, să mă uită la podcast și de fapt este foarte bun. Da. I'm totally agreeing. N-am mai dreptate când îți propun Ana Maria Prodan. Bun. 8 secunde, viteza 8. Încă nu dezamăgește. 8 secunde, viteza 8. Și trebuie să o decorăm la pizza, uite că și înghețata. Da, și că pe înghețata. Nu îi iau fărfețe și mă duc să pune și lui. 16, dă-te după aia. Coșgării. Oh, 8, 8. Super! Vin cu floricelele. Vino. Și niște căpșunica. Hai, nu fii stupid, că e frumoasă. E frumoasă, dar... Căpșuna e căpșuna, busuiocul e busuioc. Da, știu ce zici. Da, da. Cred că din cauza iaurtului, că e... Data viitoare mai bine. Data viitoare de acolo. Yes. Yes. Super. Și căpșunii cu tăile, tu credeai mai frumos. Îți place să le lași asta? Mie îmi place să le lasă aia. Și mie îmi place să le lasă. Arată mai natural așa. Da. Doamne. Nu știu dacă am făcut bine. Doamne. Ce-am făcut? Ai făcut. Trebuie să spun și ție. Doamne, ce frumoase. Așa, am o chestie bună. Zici că aș pune un video. Uite, mă schine. Va peste înghețată. Moartea ta. Moartea mea ulei. Froșorul ulei. Fai, și mânca ulei de măsline. Da, ai zis-o bine și pe aia pe care mai sucul ulei de măsline și vanilie. Da. Ce să... Ata știu să fac. Frumos. Froșorul, froșor. Hai să ok? Asta? Mulțumesc. Mi se pare bun. Du-te mânca. Te topește. Eu nu-și mâncăm asta. Bă! Vreau să creăm o înghețată, nu știu. Cu ce se mănâncă? Furculițele, încurițele? Mă pune în gluna mea. Ce mai fun? Doamne, Simu. Nu m-a saturat de pozici. Cum simți? Cum mi-ai zis de gusturi? Simt. Și-ți faci ce simți? Da. Dacă faci cu pună, atunci o să faci înghețată de ghimbir. M-a supărat pe gândiri după ce mi-a dat o... Okay. Îmi plăcea mult până atunci, chiar băgam așa în pulea, rețete în care nu avea ce scoate. Dar după ce aia vreau, nu știu, nu. M-a resetat din fabrică și nu mai vreau viața mea. O perioadă. Da. Nu, ce bun. Păi că mai așa, a, nu mai mai mult. Hai să o părțim. Nu mai poți? Nu. Nu, fără eu. Da, ai înțeles... Drăguță rămânerea asta. E strâmbă. Ai înțeles cum ți-am zis că o făceam și o prăjiturica aia cu zmeură? Puneam blat cu mai prăjitură. Da. Zmeură pasată. Și deasupra puneam așa. Într-o direcție linii. Din a lua ce mi-am văzut. Și după aia veneam să se întrebi. Nu știu că am mai făcut tarta aia. Mi-am întrebat de o prietenă dacă vin cu mine la picnic, că aveam super chef în picnic. Și nu eram în București. Și înainte să întreb pe prietenii, am întrebat pe Marius, care mi-a spus că n-are chef. După am întrebat prietenii, noi erau în București. După aia am întrebat pe un coleg de facultate. Și-a venit. Și-am ieșit. Nu. Era din niște peri, eu aia. Am stat vreo 5 ore. Da. Nu ce fain. Și pe asta a spus Marius pe mine. Nu vrea ce te speri. Nu vrei să fii. Ce faci? Ce vreți? Ce-o mânca acum? Nu știu ce vreți. Nu mai mânca pe rochi. A, pe rochi. Ai, pe rochi. Să-l pui aici, mă rog, e însemnă ok. Mâncai?
Mâncași două porții? Da. Ești mașină de mâncat. Sunt în creștere, sunt jumica. Chiar ești în creștere. Mă simt leșit. După așa prăjitură lejeră? Da, nu. Eu după ce orice mănânc mă simt leșinată. Am multă energie când mănânc. Și mai ori de-aia amân așa momentul în care trebuie să mănânc, că știu că mă leșină mâncare. Dacă am plecat pe la 21 sfert de acasă, nu știu, cred că am fi la 4 și la 4 fără un pic am fi înlăsutat. Că facem o oră și... O oră și 10. Da, cam. Da, baby, nu mai avem. La 18:25 plec următorul ăsta. Bine, gata, asta facem. Mergem la mole, la Corbusier, mergem la Corinșul și la Ciutat. Și mergem la Ciutat să facem plajă și baie și asta. Aia e. Da. Eu sper o plajă. Eu sper o plajă. Știu, păi de-aia cumva... E mai frumos pe soare. Da. Fata, ce faci? Să ducem gunoiul. Da, ne premenim. Ca întotdeauna. Bun. Ia mai când ai încurcat așa ce s-a văzut acolo pe mână. Nu ai făcut așa. Și cumva zisă. Ești top. Zău. Să-ți faci, chiar să-ți faci pesto din pătrunjelul ăla la Thermomix. Nu știu ce pot să încerc. Pentru și bagi la borcan și mai pui și tu. Mai pui pe câte un ouț, mai pui pe cât niște brânză, știi? Da. Să-l ai așa. O să-ți faci cu nucă, eu mi-i puneam ține și ulei de floarea soarelui, că mie ulei de măsline mi se pare un pic puternic. Nu cred că ai zis asta. Pentru pesto, da. Aș vrea să ascultăm pe Black Sabbath, mă, Fuji. Și mă întreba, numai asta asculti cum vreau muzică. Da, da, Fuji Freestyle. Știi și clipul? Nu. Nu știi clipul? Ești de frumos, ești de fain îmbrăcat și îmi place și lui. Îmi place vibe-ul lui. Nu e frumos în sensul ăla de sexual frumos. Frumos de ca piesă de artă. De asta o filmez pe asta. O, ce capul. Juicinessul. Aaa, uitată, mai aveam ceva. Pocorino. Hai că filmez când pui pocorino. A, trebuie să pun întâi pocorino și după aia... Nu-i nimic. Nu-i nimic. Superb. Superb divin. Și vișinățică. Știi măceșată? Cum se zice? Măceșată. Cornută? Nu, no, nu măceșată, cornută. Cum se zice cultura care se zice în coarne? Cornută. Cornută. Zici tu cum arată. Îmi gătește Simo, așa ne prezentăm. Mă aduc aminte, de-a trecut aveam noi la tine. Da. Și vorbeam ori cu ceva băiat. Da. Și a dus camera, gen, dacă se zice, cu Diana și prietenul, nu știu cum a zis, și îl știam pe ăla. Cine e fata? De unde îl știi? Că e pe cel mai... Nu știu. Un tip copilul și ușor.
pricem să-i consul la cealaltă parte că și să vă dați. Ți-ai zis astăzi și o poveste cu ea. În fin, prietele nu mai stau și vă duc. Ți-ai zis cu turcu? Mă îndirele. Bine. Da, Jeanne, că curs și ieșit. Eu așa le duc, am întâlnit. Și nu am văzut așa ceva. Vorbești cu el? Adică nu e în direcția... Nu știu. Mai e și logică, știi că poate mă vorbești cu un băiat, poți spune un dat hat, nu știu, deci că el își duce mă la... Gândești că o fie conștient și... Dar nu fie vrut să se zică. Nu știu, frate, efectiv, are... Mă știu că cine știe ce te-și mi-ai dat șoc! Și chestia așa, dacă îți place cât un... Vai, ți-am zis cu... Și la un moment dat avea și un pisic și am mers la el și el a superat cu pisicul. Atașat, dar nu știu. Am zis că poate nu sunt eu, că ai atașat de pisica la urmă, am început să mă gândesc la ei. Dar nu spus? Nu, dar era, da, în continuu, așa, știi, cu... Păi și la pășeam, pe acolo, la un dat. Da, mi-am dat așa super în continuu, tot mă cu el, tot să uitea de el așa în continuu, tot nu știu ce. Mă începe să... Unde are pisica? Dar e și... Și la un moment dat am văzut și o fază care mi-a dat, cred că de atunci a început, a început de clină maxim. Mânca mâncare și a scos mâncarea din gură și a dat la pisică mănânce. Și mi s-a părut super nașpa și eu m-am uitat atunci la el și i-am zis, păi, scoți mâncare și dai și zice, da, ți se pare el și zic, da. Și da, chiar i-am zis, da, mi se pare super bine. În fata ca vorbuțele care amestecă... Dar mi s-a părut foarte... Și la grijă avea și de tine, așa nu te stocă. M-am sfotograf. Că pe pisică. Da, și eu eram fix cum sunt cu pisica mea. Vreau să-mi spate. Îmi place, nu știu, că și... M-am spus să mă gândesc. Că mă gândesc cum am învățat cu... Era super de la ușor în lucerea și nu știu, steam la film, steam la film, mi-e doar la film pe fiecare seară. Și da. Stăteam un peste ala, așa, da, cu joc. Da, am așa, fiecare film. Dar aveam și, nu știu, spațiu după aia, nu știu, în public. M-am luat unde aveșeam un club de social la el, la mine, mai treceam până pe învățul, nu mai trecau, nu știu, mai scandiești cu genul și sunt atâta împreună. Exact, exact, exact. Nu i-am pus așa un lucru, nu știu, și era... Aveam un moment de masă, dar nu m-a sufocat, nu știu. Nici nu-mi dat spațiu să mă duc și eu spre el. Tu iar în continuu, pe mine trebuia să-l refuză la mine, dar nu aveam nici chef. Și nu știu, era așa un sufocare, dar se vedea că trebuie, că nu era bun, că trebuie. Sunt în amintea! Nu-ți place? Nu, nu-mi dat loc. Îmi place, știi cine place mai mult? La culoar. Ca să mă duc la baie când vreau eu, să mă fac cu aia de geamul mică. Mai îmi place la geamul dacă e zbor mai lung, că pot să-mi prijin capul cu acolo. Da. Dar în rest îmi place la așa pe zi. Adică îți spun după bravo ei, cu mama, cu mă folosim. Poate că suntem diferiți și funcționăm diferiți. Dacă, nu știu, asta e chestia așa. Dar pentru mine așa să observ, nu știu. Caracterizarea personajului cu ei este să mă miște. Nu am găsit subiectul. Dar e fata bună. Păi, poți să fii. Ai, poți să fii. Eu. Nu, că dacă e mai greu această teată. E goară pe mine, nu? E goară pe mine. S-a potrivit. Despre ce mă vii, mă? Eu că nu știu că să mă văd niciodată pe mine. Nu am poze cu el. Că avea pozele astea cu Instagram, mai în jo maxim. Că îmi spai că am niște astea în minte, dar până la urmă gândesc că știu nu cum... Așa este, așa este, dar zic așa. Și eu, gen, eu ca idee, mă cringește maxim un bărbat cu Instagram, gen, ce faci cu Instagram? Da. Știi? Ai treabă. Faci-o. Asta ce e. Oh. Ok, bine să... Aolea, Simona! Tu l-ai făcut, nu eu! Simona, îmi iau înapoi, apare că i-am dat inimioară. Nu cred că apare. Ba da, apare. Apare că i-am dat inimioară. Ce dacă o las acum? Las. Stai, mi-a băgat să iei. Unde e? Simona, iau mă înapoi. Simona, iau mă înapoi. Las, stai. Mi se pare că aterizai așa pe... Ah, pe profil și pe... Aolo. Ce mai proastă invenție e pe Instagram-ul? Scuze că am pus să te ajuns. Ah, lasă-mă rău. Ați inimioarele și lasă. Ideea era că ți apare notificarea de acțiune înapoi? Da. Ți apare. Ți apare? Ia dă. Dă și ea.
Caut o poză dacă nu mi-e dat, vezi? N-apare. Da? Nu. Păi și-a conținut după ce a dat treimea. Păi dacă nu ai vrut să încerc ceva. Deja am avut timp să fac. Te-ți ușit la scârbă. Șterge-le pe toate. Lasă-mi faci. Nu, ce să-ți fac? Păi n-am știut, tu ai zis așa. Ba da, ba da, ba da, bă. Am că asta e de aia la două. Asta-ți fie problemă. Asta-ți fie problemă în venire. M-am stat în cap. Nu ți-am arătat cum stau în cap. Nu ce telecomand, în două. Sexy. Îmi place. Tu ești acest om, da? Semana Elena. Nu trebuie niciun bani. Ba da. Ba nu. Este ultima seară, vreau să îți, să te hrănesc eu. Nu ai hrănit. Descult o să te mă pun. Ce lume frumoasă am făcut. Trebuie să ne întâlnă aia, să ne întâlnă trebuie. Ești pe domnul cel bun. Ai abdomenul... Da, da, alune cu... Alune cu bluza de aia bine pe saltea, că e greu, știi. E, tot-o. E, știu unde e? A. Merg. În dressing pe dreapta, prima ușă. Păi, când ajungi sus, e mult mai ușor decât mă te ridici. Wow! Ai stat? De ce frumos! Ce linie frumoasă! Ți-a mai ieșit așa? Respiri? Te enervezi? Te dezechilibrezi? Cum e ok să respiri poziția asta? Doar pe nas? Mă, dacă mai ai picioare în asta, te futeai și sfuteai și nervi. Pune dracu bine. Pe inspirația pe care o fac tot timpul la yoga, e asta. Nu expiri pe gura? Serios? Sună ca un om care era bine. Când vine, mai vine Oana și zice tot timpul, vine acolo la voi, la Darth Vader. Îți vă auzi toate rolele să ole așa e. Pranayama trebuie să faci cumva, că așa îți controlezi super tare și te relaxezi cumva tot corpul. Că dacă respiri, atunci cumva e din stare de aia mai alertă. Crezi că poți să stai în lotus? Nu știu, nu-i de ea, nu trebuie. Lotus-ul e asta. Cum îți pui aici piciorul, dar trebuie să-ți vină... Păi zic, eu nu pot să stau la altă lotus, să-ți vină tot timpul când stai... Așa, și asta la altă, trebuie să-l aduci peste. N-am de forța, că dacă doar genunchi. N-am de forța. Da. Te-ar durea dacă ai stai așa? Dar uite că știi să-ți stăbileză un pic. Nu-ți forța să nu sfârțesc, că poți să... Nu, nu forța. Doare? Respira. Dacă te doar genunchii, dă drum. E ok? Da, să nu poți. Eu știu doar aia. Stai cu dracu-i. Sirena. Mamă! Ești cipă... Pe venire de ciclu. Nu, și ești cipă moale și n-ai stabilitate. Mi-am respira. Mi-a ieșit! A curs la unde? Pentru că erai mai încălzit, acum nu ești încălzit. Da, așa pe rețetă. Ia să mă duc. Mi-a ieșit asta, să știi. Așa? Cum era? Parcă. Trebuie să-ți atingi mâna opusă pe lume. Asta? Da. Nu, nu se poate. Așa, ia stai. Stai că poate mi-am uitat să fie greșit. A, nu, asta e și recomandat. Bigger.
Așa. Nu, mai e aceeași mână, același picior. A, așa. Deci asta. Și e așa. Deci eu pun așa. Asta aici? O iei cu... cot. Cu invers cot. Cum să zici? A, bă, deși sunt mai flexibilă. Am tot ce-o făcut. Nu, stretching. Mai întâi n-aveam ce treabă, nu știam. Care zi? Păi bine, ce dacă n-am fost cât mai mult. Mă, sunt unii oameni care sunt mai flexibili. Așa, by default, cumva. Mie ce-ți place? Nimic. Că se termină, îmi place eu, bă. Îmi place super mult după ce am trecut prin statul ăla, mi-e foarte greu din ce fac. Nu pot să zic că... I'm enjoying every time. Cumva. Cumva nu le pot să mi-e super, super greu. Mi se poate, nu știu, trebuie să faci postura de echilibru. Că... Ți-i piciorul de aici. Nu, nu, nu. Nu știu, nu știu, nu știu, stau așa? Da. Pe vârf? Da. Ok. Deci nu scoat normal. Nu, nu, nu. Pe vârf. Yes. Așa? Mhm. Cură așa, nu știu să zic. Mi se pare prea ușor. Poate să mai cobori, poate să fie mai greu. Am fost și meteor la început când m-am apucat de seara, dar cu reliste. La ble? Și gen. Cea mai ușoară postură este... Ai, zi de plin cu... Asta. După aia, asta. Ușoară ce? De plin? Da. Ai zis de plin cu ăla... Ce are și pe ea. Ok. Asta e ok-ish. Da. Și ce mai vrea asta? Da, hai că încerc. Zici de asta? Da. Dar știi cum știi dacă îl faci bine? Mm. Ai greutatea corpului spre în față. Da. Fesierii sunt încordați. Da. Abdomenul e... încordat. Da. Și pur și simplu simți că nu poți mai stai. Da. Că sunt mulți care stau așa. Da. Dacă stai așa, poți. Da. Altceva așa. Stai degeaba atunci așa. Da. Zicea, când mergeam la sală cu câțiva ani, zicea antrenorul meu care... ceva tipă, care zice... aia să se crede trici de mult în plank, să uita în serial din plank. Ca și să relaxam postura aia. Nu știu ce zic. Da, pentru că sunt oameni care au pur și simplu. Eu. Sper că oricât de sportiv ești tot... Așa, cu mâinile? Trebuie să ai coatele aliniate cu umerii. Și nu sunt... Să sari aici direct în plank, nu știu ce să faci. Faci toată porțiunea. Mă duc aici și uite aici, nu, sar și mă duc. S-a trece de-astea toată practica. 30? Mă, dar lungul practicii 30 plus altele. Ce îmi reușe? Foarte delicat. Îmi zic eu că e de ora. Nu, de ora. Nu, mai puțin de ora. Eu am zis și că prima dată am fost mulțumită și după aia am apărut alcool. Lumânare! Nu știu, cu zeată? Wow! Trebuie să fac o poză. Doamne, simă! Așa. După aia așa. Și adesea pot să stau în lotus, dar eu nu pot să stau în lotus și atunci mai mi-a duc piciorul așa. Și se mi-a sprijinat. Asta era ce-mi spune mie, ce-am făcut de greu. Și poți să faci podul? Nu. De jos? Se le sus, nu, de jos. Cum am așa? De jos, da. Stai, să zic, picioarele așa mai depărtate. Da. Nu plângi. Respir.
Și faza e că greutatea trebuie să o duci pe picioare, mâinile trebuie să simtă super mult, știi? Să duci pe picioare. Da, mâine mai mult. Da, ai zis pe picioare, da. Și bucile trebuie să fie descordate. Și mă apici, să împingi și să duci în față, așa. Da, e că nu-mi place. Ha, jos. Da. E super, mi-e super super greu podul. E. Ce fără sunt. Vrei să-mi vezi ceva? Ce mi se pare de greu. Stai așa. Ți-i cotezi abdomen, nu? Da. Știi aici? Da. Îți imaginezi că ai un obstacol aici? Da. Dacă faci 3, nu e greu. Da. Dacă faci multe, eu nu? Te rupe. Sau cu picioarele de tân, eu cred că era. Da, e mai greu. Mai greu cu picioarele de tân. Da. Facem și noi. Și după ce faci asta? Da. Combine cu la greutate. Mm-hmm. Opțiunea dificil e să le ridici, o cordezi, da. Te lași în spate. Da, îți grele. Dar la final simți că ți-a foc abdomenul și chiar. Ce faci? Păi o jumătate de oră. Mm. Da, combinate, nu doar asta. Mm. Trebuie să te iau un pic mai sus. Da. 5. Oare sunt prea... Mânci în săi. Da. Și noi stăm 5 cu 5 brații. Facem una... o de asta. După aia iară. 5, știi? Și... ia, cum ai făcut-o? Să încerc și alea cu așa. Și cum se fac cu mâinile? Vin de aici? Coatele sunt importante, să le simți că le pui în exterior. Inspiră, expiră. Dar încearcă că tu vii și cu gâtul și cu tot corpul. Să fie doar torso mișcat. Doar torso? Și eu cum fac pe după el, așa. Aha. Da, așa că deja... O să le pui și jos, gen, le ridici dacă vrei să fie mai dificil. Ia, asta. Și să fie abigată pe spate. Așa. Abdomenul încordat. Uh-huh. Și să fie mișcare de torso. Și coatele în exterior. Aia e important. Pe parte inspiri, pe parte expiri. Acum nici nu simți că n-ai greutatea. Da. Dar când ai greutate... A, știu, pentru că te dai așa, rotundă. Pac, cred că am făcut și eu ăsta. O de aia de 5 kg. Pentru secolul ăsta. Alea strivite? E urtă rău. Ia chiar așa. Ți-i dau niște batonaș. Nu-i să mâncă. Putem să zicem cel mai bun mango din viețile noastre? Da. Eu cu Alexandra micuța de pe TikTok. Încă n-am mers la cinema singură. Dar urmează. Everything is content. Pe Anthony Hopkins nu știu, dar filmul nu. Da. Scrie acolo. Filmezi? Yes. Omul elefant. Film. Film. Recomandăm. Și tu!